În seara aceasta doar intrăm, doar aruncăm o privire peste capitolul 2 și, așa cum am făcut în capitolul 1, când am vorbit despre etosul apostolic, adică ce atmosferă, ce trăire, ce simțire avea Biserica Primară, am vorbit despre comunitatea prerusaliană, înainte de rusalii, cum era. Această adunare a celor 120 de ucenici și cu toți cei adunați acolo în odaia de sus, a vorbit despre exercițiul acesta al credinței, în care credincioșii învățau să umble cu Domnul Isus Hristos prin credință și nu prin vedere, așa cum se obișnuiseră deja de trei ani și mai bine. Isus era mereu cu ei. Îl puteau atinge, îl puteau întreba, îl puteau vedea, îl simțeau foarte aproape, ori acum trebuiau să învețe să umble cu el prin credință. Și în cele 40 de zile, cu arătări, cu explicații, cu întrebări, cu lămuriri, a existat și acest exercițiu al învățării umblării prin credință. De asemenea, în capitolul 1 am vorbit despre ce trebuia restaurat și am văzut câteva lucruri care, în timpul acela, în acele 10 zile cât au stat în odaia de sus și au stat în rugăciune, au stat împreună, Petru și Apostolii au fost foarte sensibili la ceea ce vrea Dumnezeu să fie așezat și rezolvat înainte ca să vină. Rusaliile și botezul cu Duhul Sfânt. Acum, pentru seara aceasta, lecția se numește Puterea de la Rusalii, Puterea de la Rusalii, și nu facem altceva decât o foarte sumară privire peste capitolul acesta. Vom vorbi despre profețiile Vechiului Testament, profețiile Noului Testament cu privire la Rusalii. Vom vorbi despre prima predică prima predică în biserica primară, pe care ucenicii și apostolii o împărtășesc și Petru, sigur, este cel care aruncă mreaja, aruncă năvodul să prindă pește, de data asta să prindă oameni, de data asta să se împlinească cu el ce a spus Domnul pe malul Mării Galilei, te voi face pescar de oameni. Vom vorbi despre acel celebru cuvânt cheie din 2.42. Biserica primară stăruia în patru lucruri. În ce stăruiau ei? În învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în, și în rugăciuni. Vom vorbi despre atmosfera din această biserică și cum se caracterizează această atmosferă. Deci sunt multe teme numai în capitolul 4, în capitolul 2. Am putea, am putea să avem cel puțin patru lecții am putea să avem mai multe, am putea să avem două sau trei. Nu vreau să promit exact un număr, dar ce vreau să promit este că vom zăbovi, vom sta la aceste texte și nu ne vom grăbi, vom vedea ce vrea Dumnezeu să ne vorbească și ce învățăm din aceste lecții pe care ni le dă Biserica Primară, respectiv Cartea Faptele Apostolilor. Duhul Sfânt, foarte multă vreme a fost considerat, să nici nu zic, o putere, o persoană uitată, din Sfânta Trăime, pentru că, din păcate, și astăzi sunt unii care, când vorbesc despre Duhul Sfânt, vorbesc doar de putere. În teologia doctorului Luca, conceptul acesta este foarte bine definit. Dacă vă uitați în Luca 24 cu 49, veți vedea că într-un singur verset el vorbește și de făgăduință și de putere. Iar dacă vă uitați în Fapte 1 și vă uitați în capitolul 1, în versetul 4, și apoi în versetul 8, veți vedea că vorbește de le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim și să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Iar apoi, în versetul 8, puțin mai jos, spune: Ci voi veți, fi, veți primi o putere de sus veți primi o putere când se va pogore Duhul Sfânt peste voi. Foarte frumos, doctorul Luca reușește la sfârșitul Evangheliei să prindă aceste două concepte, făgăduința și puterea, într-un singur verset. Zice, haideți să, să citim, dacă vreți să deschideți sau să urmăriți, Luca 49, Versetul 49 din uh, capitolul 24. Și iată voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Aici, într-un singur verset, el surprinde și, și uh, pune împreună și porunca, și imperativul, și așteptarea, și făgăduința, și puterea. Iar în limba greacă, cuvântul care e folosit și în textul din Luca 24 și în fapte 1, este cuvântul dunamis, care este rădăcina cuvântului dinamită. Ce înseamnă asta? Putere, da? Putere. Adică biserica, comunitatea, credinciosul, omul botezat cu Duhul Sfânt, plin cu Duhul Sfânt, devine o dinamită a lui Dumnezeu, devine o putere a lui Dumnezeu, o explozie se va produce. Da? Asta este conceptul și asta este imaginea pentru zilele de azi, ca să putem asocia cu ceva și să înțelegem cât de mare s-a dorit să fie acest impact. Cât de mare s-a dorit să fie acest impact. În secolul 20, au fost câteva mișcări foarte puternice ale Duhului Sfânt. De fapt, ce vreau să spun înainte de orice este că la Rusalii, Duhul Sfânt s-a coborât. Și Duhul Sfânt se coboară și s-a coborât o singură dată. Nu se coboară de mai multe ori. Duhul Sfânt s-a coborât o singură dată. Împlinirea făgăduinței, împlinirea coborării Duhului Sfânt. După profetul Ioel, după profeții Vechiului Testament, după Domnul Iisus Hristos, după Cartea Faptelor Apostolilor, faptele apostolilor, Duhul Sfânt s-a coborât o singură dată, la Rusalii. Nu se mai coboară, nu mai trebuie să se coboare, pentru că s-a coborât, e aici. N-a plecat. Știți când pleacă? Știți când pleacă? Când duce Mireasa, când duce Biserica. Atunci misiunea lui s-a încheiat și atunci pleacă primește ordin să ducă mireasa, totul s-a pregătit în cer, totul trebuie să fie pregătit aici cu privire la mireasă și atunci o ia și o duce. Până atunci el lucrează cu mireasa, lucrează cu biserica. Nu pleacă. Conceptul acesta de vine, pleacă, se coboară, poate vine, poate nu vine, e foarte nebiblic, foarte greșit. El a venit la Rusalii și a venit să stea. Toată perioada aceasta este perioada Duhului Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt, în schimb, este o experiență repetată. Coborârea Duhului Sfânt e o singură experiență, a venit ca persoană din Sfânta Trăime, a venit să lucreze, a venit să mântuiască, a venit să echipeze biserica, a venit să pregătească biserica și nu mai pleacă decât atunci când pleacă cu biserica, dar experiența umplerii cu Duhul Sfânt se repetă. Iată, se repetă în capitolul 2 și se va repeta cu aceiași oameni în capitolul 4. Când avem prima rugăciune înscrisă în faptele Apostolilor. S-au retras pentru rugăciune și din nou s-au umplut cu Duhul Sfânt. Cum, dar nu era destul că fusese răumpluți? Nu. Re Experiența se repetă. Coborârea are loc o singură dată, revărsarea aceea a făgăduinței, împlinirea făgăduinței are loc o singură dată la Rusalii, dar experiența umplerii, când a spus Petru la încheierea predicii lui, a spus făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru copiii copiilor voștri și pentru toți aceia în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Din orice generație, la începutul secolului 20, secolul 20 a fost numit de unii secolul Duhului Sfânt. Eu cred că Duhul Sfânt a lucrat în istorie tot timpul. Deși noi vorbim de evul mediu, vorbim de perioada întunecată din istoria bisericii, vorbim de corupția, de instituționalizarea bisericii când devine o, o instituție și devine condusă de oameni, de, 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 de împărat, de, de sistemul lumii, Duhul Sfânt, Totuși era pe pământ și totuși lucra cu oamenii și totuși avea o grupă, chiar dacă era o, o, o turmă mică și avea o, o rămășiță, un grup mic de oameni prin care lucra Duhul Sfânt, era prezent în orice generație, în orice timp. Urmăriți în istorie dacă iubiți istoria și citiți istoria bisericii și veți vedea lucrul acesta. Și în secolul 20, unii au zis, ăsta e secolul um, duhului sfânt, respectiv la ce au făcut referință um, la faptul că undeva pe la începutul um, secolului 20, deci chiar la începutul anilor 1900, în uh, Kansas, în, în localitatea Topeka, um, la perioada vacanței de iarnă. Până la sărbătorile de nașterea Domnului și uh, sfârșitul de an, uh, șeful sau, cum să-i zicem noi, uh, președintele școlii biblice de acolo, Charles Parham, a plecat în câteva campanii de evangelizare și le-a spus celor câtorva studenți, nu aveam mulți studenți, câțiva studenți, poate undeva sub 20, le-a spus, vă dau ca temă de studiu. Uh, faptele apostolilor, pentru că asta a avut să reie în discuție înainte de vacanță, zice, pentru, pentru vacanță vă dau ca și temă să aprofundați discuțiile noastre din faptele apostolilor, respectiv la, la capitolul um, 2, la Rusalii, și după ce vin eu din campaniile de evangelizare să discutăm. Studenții au studiat, au discutat între ei și au zis, măi, dacă Petru spune aici că făgăduința asta este pentru toți, oare nu este și pentru noi? Și niște studenți săraci și de peste tot din, din America și din lume, pentru că o să vedeți, e vorba chiar de, de o studentă din Africa, Agnes Osman, ea a fost prima care a fost consemnată ca, ca vorbind în alte limbi, s-au pus la rugăciune și noaptea de Revelion, Agnes Osman a început să vorbească în alte limbi. Și după ea, în zilele următoare, stăruința a continuat, rugăciunea a continuat și au primit botezul cu Duhul Sfânt mai mulți. Când a venit uh, uh, profesorul din evangelizări, a zis, ce-ați aflat, ce-ați descoperit, ce-ați studiat? Și a zis, nu -a, a fost numai studiu, nu a fost numai o discuție. Uite ce s-a întâmplat cu noi și el a rămas uimit, a zis, da, se poate așa ceva? Și el nu primise, profesorul nu primise, a primit și el experiența botezului cu Duhul Sfânt ceva mai târziu. Și apoi s-a dus cu acest mesaj la o altă școală biblică din Texas, acolo era un student pe numele lui William Seymour, un credincios de culoare, și el s-a dus după ce a terminat școala biblică, și a experimentat botezul cu Duhul Sfânt acolo. S-a dus să, să lucreze cu o comunitate foarte săracă din Los Angeles și a înghebat o mică adunare pe strada Azuza, da? Știți deja, de acum e istorie. Și dinamita a explodat, da? Dinamita a explodat și a explodat în într-un într context cu oameni foarte simpli, cu, cu oameni de culoare, cu oameni săraci, cu oameni fără educație și pentru 50 de ani toate celelalte confesiuni și-au bătut joc de ei. Aștia sunt rătăciți, aștia și pierduți, prezbiterienii, baptiștii, calviniștii, catolici, toți au zis na, ce se întâmplă, dar au venit din toată lumea, veneau uh, să vadă, erau și anumite chestiuni exagerate, erau lucruri autentice, erau lucruri care se întâmplă în stăruință. Care ați fost în asemenea experiențe și întâlniri, știți cum este. Interesant și, și vrednic de, de ținut minte este că. Pentru aproximativ 50 de ani, mișcarea de la Azusa Street a fost sub lupa criticilor și chiar a teologilor și a celor care au zis, na, asta nu se poate, e, e, prea de tot, nu e biblic, asta a fost numai la Rusalii, de fapt, unii au zis, noi vorbim despre o, o revărsare sau o manifestare a Duhului Sfânt rusaliană, când ei ar trebui, ar trebui să vorbească pe o limbă cunoscută și să predice Evanghelia. Și iată că vorbim despre o revărsare a Duhului Sfânt sau manifestarea a Duhului Sfânt corintiană, cei de la Corint care uh, n-au fost ok, dar Pavel niciodată spune că ei nu sunt ok în ce privește autenticitatea sau în ce privește sursa sau, sau veridicitatea sau dacă ce au primit e bun sau e de la Domnul sau nu e de la Domnul. Singurul lucru care îl contestă Pavel acolo este imaturitatea lor. Erau foarte imaturi și erau foarte necopți pentru, pentru acele manifestări. Erau foarte, cum să spun eu, niște, niște cum spunem noi, uh, niște creștini carnali, niște creștini firești. Adică, să mă iertați, se îmbătau la cina Domnului, da? Ce, ce putea fi mai, mai, mai teribil decât așa ceva? Ei veneau la cina Domnului și mâncau și beau și după aia ziceau hai să avem cina, da? Erau deja unii din ei... A fumați bine și uh, chestiuni de genul ăsta, care nu aveau nimic de-a face cu creștinismul și cu, cu viața de credință și cu viața cu Dumnezeu. Dar unii au zis, uite, vezi, e vorba de Duhul Sfânt Rusalian, la Rusali și de Dus Sfânt Corintian, problema din Corint. Ei și după 50 de ani, aici e um, simțul. Um, se spune că Dumnezeu are, are simțul umorului. După 50 de ani de critică și de batjocură, ce credeți că s-a întâmplat? Undeva pe la 1960 a fost un alt val de, de reversare, un alt val de, de umplere cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt, pur și simplu, nu s-a mai uitat la gardurile confesionale și a început să boteze cu Duhul Sfânt pe catolici, pe prezbiterieni, pe metodiști, pe baptiști, pe toți ăștia care înainte își băteau joc și ziceau, nu se poate, nu există așa ceva. Și așa a fost mișcarea, așa a luat ființă mișcarea carismatică și, și, trezirea când Duhul Sfânt s-a dus și a, a, dat cu gardurile lor de pământ și a dat cu teologia lor de pământ și a zis când, când vine Duhul Sfânt e cu totul altceva. Sigur că ce vreau să, să reținem pentru, pentru așezare sau pentru, pentru uh, framing-ul de bază sau pentru fundația de bază pe care o așezăm, este că în Vechiul Testament, din Sfânta Trăime, în Vechiul Testament mai vizibil a fost Dumnezeu, Iahue, ca și creator, ca și părinte al unei națiuni ca și unul care și-a ales un popor și care a umblat cu poporul acela și în Vechiul Testament, Duhul Sfânt se manifesta prin uh, câțiva oameni. Nu, nu avea o manifestare atât de, de, de amplă și de, de explozivă ca și în cadrul bisericii, dar se manifesta prin judecători, prin cei care erau folosiți, chemați de Dumnezeu pentru eliberare, să... să aibă putere supranaturală să scoată poporul evreu de sub robie, se manifesta prin profeți în mod special, pe care îi inspira prin Duhul Sfânt să aducă mesaje profetice, se manifesta prin preoți care aveau o ungere divină în slujbele care le făceau la casa Domnului, Sigur că se mai manifesta și prin anumiți oameni, ca de exemplu muzicieni sau chiar arhitecți sau poeți sau oameni cu, cu daruri deosebite, dar era o sferă foarte restrânsă de manifestare. Este ca și un triunghi pe care, dacă puteți să vi l imaginați, triunghiul acela, într-un colț este tatăl, este fiul și este Duhul Sfânt. Și în Vechiul Testament, triunghiul e îndreptat cu, cu lucrarea. Tatălui, cu lucrarea Creatorului spre națiune, spre Israel, spre lucrarea de mântuire și de formare a poporului evreu. În Noul Testament, în Evanghelie în special, triunghiul se mișcă de data asta și acum țintește sau arată în special întruparea Domnului Isus Hristos, lucrarea mântuitoare care se face prin Mesia, prin Fiul lui Dumnezeu și toată atenția și toată preocuparea în Evanghelii este pentru uh, Fiul lui Dumnezeu, pentru Isus Hristos. Moartea lui, învierea lui, arătările lui, înălțarea lui, toate. Iar acum, de la Rusalii înainte, Triunghiul se mișcă din nou și se mută din nou, și acum este vremea când Duhul Sfânt pregătește Biserica, este vremea când Duhul Sfânt lucrează prin Biserică, este vremea când Isus Hristos este aici, pe pământ, dar prin Biserică. Și cât de puternică trebuie să fie. Înțelegerea sau responsabilitatea noastră să, să să știm că noi suntem acum mâinile lui Isus, suntem picioarele lui Isus, suntem ochii lui Isus, suntem urechile lui Isus, suntem trupul lui Hristos. Când Pavel vorbește despre metafora aceasta a trupului, nu vorbește doar de o metaforă, doar despre o icoană de vorbire. Spune, voi sunteți mădulare din trupul lui, sunteți sânge din sângele lui, os din oasele lui, voi sunteți trupul lui, el este capul bisericii, iar voi, oamenii credincioși, sunteți biserica. Și, și triunghiul, Duhul Sfânt, pregătește, mutat cu, cu accentul pe perioada aceasta, pe lucrarea aceasta a, a, pe care o face Duhul Sfânt, a Duhului Sfânt. Um, necazul este că, așa cum am spus deja, Duhul Sfânt a fost socotit ca o persoană uh, uitată sau neglijată, sau unii spun e o putere, e o forță, e uf, o manifestare și foarte greu le vine la oameni să înțeleagă că Duhul Sfânt e persoană. La fel ca Tatăl, la fel ca Fiul și Duhul Sfânt este o persoană în Sfânta Trăime. Această învățătură a Sfintei Trăimi este la rândul ei o învățătură destul de, de greu de priceput sau de greu de explicat. Mai mult chiar nici nu avem în, în <coughs> Scriptură termenul de Trinitate sau de Sfântă Trăime. Și cu toate acestea vedem manifestarea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Dar ne este foarte greu să considerăm Duhul Sfânt ca persoană. Abia când ne uităm în Ioan, Ioan în teologia lui Ioan, sau în, în felul cum explică el, lucrurile sunt mult mai subliniate vis-a-vis -vis de persoană. Dacă în teologia Lucană este făgăduința. Puterea, îmbrăcarea, porunca, echiparea, dinamita. În teologia lui Ioan, e foarte, foarte bine subliniat aspectul personalității Duhului Sfânt. Sigur că și în Luca apare personalitatea. Vă duceți aminte, de exemplu, când Anania și Safira sunt confruntați de Petru, cum spune Petru? V-ați gândit, v-ați înțeles să mințiți? Pe Duhul Sfânt. Și acolo, în, în original, este sensul a să mințiți o persoană, să mințiți pe cineva. Nu să mințiți o, o forță, o putere, un vânt, o, o știu, manifestare din asta um, aproape impersonală. În Ioan, în capitolul 14, versetul 16, Domnul Iisus spune, n-am să vă las orfan, am să vin înapoi, am să vin la voi, am să mă întorc la voi. Și de cine vorbește când spune, am să mă întorc la voi? Am să mă întorc la voi în persoana unui alt paraclet, care este exact ca și mine. Alos paracletos este în limba greacă. Un paraclet la fel ca mine, putea să fie heteros paracletos, adică diferit de mine, um, inferior sau altfel sau separat, nu este exact de aceeași esență, de aceeași valoare, de aceeași substanță, pentru că tocmai asta este frumusețea în Sfânta Trăime. Cele trei persoane, cele trei ipostasuri, cele trei manifestări în persoană, de fapt sunt una și aceeași substanță, una și aceeași ființă care împreună au libertatea de a fi împreună și au deschiderea de a fi împreună, o deschidere spre iubire, cum se spune în, când istorie s-a ocupat de asta în sinoadele ecumenice, de exemplu, la Niceea, au discutat despre divinitatea lui Hristos, apoi au discutat chiar de Sfânta Treime, mai departe în celelalte sinoade, până când au lămurit ei lucrurile și, în special, au fost trei părinți, numiți părinții capodocieni, în secolul IV, e vorba de Vasile cel Mare, de Grigore de Nazians și de Ioan Hristostom sau Ioan Gură de Aur. Ei au fost cei care au contribuit foarte mult la învățătura asta, că tot timpul erau, erau erezii, tot timpul, spunea unui Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, dar numai de la botez încolo și pe cruce divinitatea l-a părăsit, el a murit, dar n-a murit pe cruce Dumnezeu, nu putea să moară Dumnezeu și au fost două naturi care tot timpul au fost separate, tot timpul au fost independente una de alta și au fost o grămadă de învățături și de erezii și vis-a-vis -vis de Duhul Sfânt și vis-a-vis -vis de, de comuniunea aceasta din cadrul Sfintei treim, nu, nu intrăm, nu putem să intrăm și nu e, nu e timpul vis-a-vis uh, -vis de textele noastre de care ne ocupăm aici în fapte, să intrăm în, în, în uh, aceste dezbateri, dar sunt la, la drept vorbind și la rândul lor sunt foarte sunt fascinante, sunt uh, um, să vedeți cum, cum s-au întâmplat și cum au avut loc aceste întâlniri, și cum discutau, cum puneau problema, cum, cum au reușit să găsească soluții. Și vă dau numai un exemplu. Primul asemenea sinod, primul asemenea Consiliu a avut loc la Ierusalim în anul 50. Două tabere. O tabără sectară de evrei care spuneau vrea cineva să fie mântuit. Păi dacă vrea, trece prin strunga noastră. Da, îl botezăm, îl uh, punem uh, să fie fain frumos în, în registrele noastre, dar trebuie să țină legea lui Moise, trebuie să fie tăiat prejur, trebuie să țină sabatul, trebuie să țină niște legi care țin din totdeauna de neamul nostru uh, ales special al lui Dumnezeu. Și Pavel și cu Barnaba și cu grupul care lucra mai mult între neamuri au venit și au zis, nu, nu putem să facem asta. Dacă facem asta, nu facem decât să devenim o sectă, o aripă, e adevărat, o aripă de trezire care o să țină, o să țină puțin, dar o să fie o sectă a, a iudaismului. Nu putem să facem asta. Ba, așa trebuie să facem. Așa vom face. Și au discutat multă vreme, să știți, n-a fost așa o discuție de câteva ore. Probabil că au fost câteva zile, s-au făcut multă vorbă, mult schimb de cuvinte. Iar la urmă, frații, când au înțeles. Ce trebuie făcut și ce trebuie spus? Ce credeți că au spus? S-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă. Deci au spus, Duhul Sfânt, în primul rând, nu ne dă voie să rupem biserica. Duhul Sfânt nu ne dă voie să facem partide. Duhul Sfânt nu ne dă voie să, să, să punem pe unii jos și pe alții sus. Duhul să nu ne dă voie să, să o luăm razna și să ne, ne ține exact unde trebuie să ne țină. Și, și așa au fost uh, uh, în acest prim Consiliu și în celelalte, apoi până prin uh, 700, uh, 800, au fost o grămadă de, de, de discuții, de întâlniri, în special șapte Consilii grele unde... S-a băgat câteodată și Împăratul. Să vă dau numai un exemplu. La primul, la cel de la Niceea, la 325, e primul care, care face strigarea și care vrea să, să facă un fel de, de ordine între ei este Împăratul Constantin. Și el participă la Consiliu, participă acolo, zice istoricul bisericii Eusebiu de Cezarea zice împăratul era în scaunul lui și prezida și conducea, dar împăratul nu era nici măcar pocăit. El s-a botezat pe patul de moarte erau multe interese politice, multe interese de stat. El încerca să își țină Statul Unit. A înțeles cumva că această credință ar fi bună pentru oameni ca să-i transforme, să-i schimbe. Dar el personal nu era schimbat. Sigur, a avusese o revelație, a avusese acea prezență divină când i s-a arătat semnul în care va învinge, s-a dus și a rămas cu ideea că Dumnezeul creștinilor l-a ajutat să câștige tronul, dar transformarea lui, schimbarea lui s-a produs foarte greu și foarte târziu. Și a fost botezat pe patul de moarte, pentru că asta era în concepția lor de atunci. Să mă botez înainte de a muri, că dacă mă botez, după aceea nu mai, nu mai am timp când să fac nu știu câte păcate și la judecat o să fiu destul de ok, că de la botez până la moarte n-a fost prea mult. Dar nu toți reușeau, pentru că erau unii care mureau nebotezați, tot așteptând să moară și să se boteze pe, pe patul de moarte. Dar împărații se, se, băgau și, și Bizanțul și oamenii s-au amestecat în, în, această învățătură a bisericii și multe lucruri au luat o rasnă. Sunt multe, multe asemenea exemple. În fapte avem un asemenea consiliu, o să ajungem acolo în capitolul 15, când o să ajungem, peste vreun an, doi, așa, facem și noi ca și Leonard cu Deuteronomul, ne tot învârtim, ne tot învârtim în capitolul 2 în jurul muntelui Seir și învățăm ce trebuie să învățăm, pentru că sunt bune aceste învârtiri când, se lasă cu lecții și cu, cu învățături sănătoase. Dar primul Consiliu în anul 50, la Ierusalim, Duhul Sfânt are autoritate, are supremație și are prezența în care ține biserica împreună și, și nu permite rupere și scindare și, și erezii și alte lucruri. Haideți să schițăm puțin tabloul și nu vreau decât să vorbim de șapte caracteristici ale acestei comunități rusaliene. Foarte, le, le trecem doar în, în revistă, le trecem, dacă vreți, le trecem în inventar, le facem o foarte sumară trecere. Îmi place foarte mult cartea aceasta și sunt foarte, foarte multe lucruri care le învățăm. Noi, pentecostalii, din cartea asta ne-am făcut doctrina stăruinței și spunem trebuie să intri în stăruință, trebuie să te duci la stăruință, trebuie să fii umplut cu Duhul Sfânt. Foarte fain, foarte fain și uh, aproape biblic sau biblic, dar aproape până la capăt. Un lucru care uh, nu știu ce se întâmplă cu noi și de ce nu l înțelegem, este că doctrina stăruinței continuă și după rusalii. Continuă și după botezul cu Duhul Sfânt. Doctrina stăruinței nu este o doctrină uh, care trebuie folosită pentru noul botezat, pentru noul convertit ca să primească botezul cu Duhul Sfânt. Rusaliile sau botezul cu Duhul Sfânt nu este nu reprezintă culmea sau, sau piscul sau vârful dealului. Reprezintă începutul suișului. Că altfel nu puteai să urci singur și fără putere și fără botezul cu Duhul Sfânt și fără echiparea de sus. E foarte greșit cum gândim noi. Și doctrina aceasta a stăruinței o găsim mai ales după Rusalii. Iată câteva uh, caracteristici. Lauda. Laudă. Este acest suflu de, de bucurie, de, de laudă, așa se încheie capitolul 2. Ei erau în fiecare zi împreună, erau în fiecare zi la templu și lăudau pe Dumnezeu. Este Duhul acesta de bucurie, de laudă pentru domnul, în public, în casele lor, în templu, și chiar în închisoare chiar în închisoare. Fapte 16 cu 25 e singurul exemplu pe care l-am pregătit, și anume, spune că Sila și cu Saul sau cu Pavel erau în lanțuri, erau în temnița din Filip și la miezul nopții ce s-au gândit să facă? Să se roage și să cânte cântări de laudă, cântări de laudă. Duhul acesta de laudă, de proslăvire, de, de bucurie, caracterizează comunitatea rusaliană, comunitatea bisericii primare. Apoi, sigur că da, este stăruința în rugăciune, cum spuneam. Nu doar pre-rusalian, ci după, ei stăruiau în rugăciune, 2 cu 42, ei stăruiau în rugăciune. De cel puțin 30 de ori, în fapte, va apare tema rugăciunii. Este o temă foarte serioasă, foarte importantă. Adică oamenii ăștia, ce spune asta? Depindeau de Dumnezeu. Asta, asta înțelegem, asta învățăm. Erau foarte uniți. Erau foarte uniți. Acolo erau și femeile, erau și frații lui Isus. La început frații lui Isus n-au vrut să creadă în el. Femeile au fost tot timpul desconsiderate sau, știu, ținute undeva ca o, ca o clasă sau o categorie inferioară, aici, în comunitatea Bisericii Primare, li se spune că erau împreună și erau toți împreună. Și mama lui Isus erau acolo și femeile erau acolo și frații lui Isus erau acolo. Deci, un duh de unitate, un duh din acesta de, de, reconciliere, dacă vreți, de, de, de împăcare, de, de legătură a păcii, care e foarte importantă în zilele de astăzi nu mai există. Uh, Martin Luther King avea o expresie uh, care a rămas celebră în istorie și a zis: um, The most segregated hour in America is 11 o'clock Sunday morning. Adică, la ora 11, duminică dimineața, fiecare merge la biserica lui, fiecare merge la adunarea lui, fiecare merge la grupa lui, fiecare merge la. La, sigur, el vorbea în contextul în care negrii nici nu aveau voie să intre în, într-o biserică. Am participat la câteva adunări de la Assembly of God, în care nu s-a făcut altceva decât să se ia acele poze. Mai erau încă în viață, mai erau încă copiii de acelor care făcuseră lucrul ăsta și. Au proiectat poze în care se vedea foarte clar cum negrii sunt zmuși și erau trăiți afară și erau aruncați din bisericile albilor. N-aveau voie, să nu mai vorbim pe autobuz cum era sau într-un restaurant cum era, în biserică. În biserica albilor nu le dădea voie celor de culoare să intre și să, să se roage sau să, să participe la slujbă. N-aveau voie. Îi scotea afară. Ușierii erau niște oameni vânjoși care dacă încercau să intre, îi lua și... și asta se întâmpla în America acum câțiva zeci de ani. Acum câțiva zeci de ani. Nici nu tare de mult. Și am participat fiind 10 ani am fost cu Assemblies of God și am fost la Springfield 5 ani de zile și am și studiat la una din școlile lor și am participat cu ei la aceste adunări. Când știți ce făceau liderii? Luau acele imagini, le proiectau și apoi făceau rugăciuni de, de pocăință, de, de își cereau iertare, și împreună cu frați de culoare și frați din alte denominații, din alte, din alte etnii, se, își cereau iertare, se împăcau, oarecumva ceva de felul cum făcea Daniel când Daniel a zis trebuie să se întoarcă evrei acasă. Asta este, am înțeles, intru un în post, intru un rugăciune și intru în rugăciunea de, de pocăință. Și când se pocăiește Daniel, ce spune? Nouă, nouă doamne, ni se cade să ni se umple fața de rușine. Păi Daniel, lasă, spune, păi ăia, ăia dinaintea mea, Ăia, generația care a trecut și așa, nu, el n-a zis asta, a zis nouă, Doamne. Mă identific cu. Biserica primară n-a avut probleme de astea. N-a avut probleme de astea, deși uh, codițe și, și uh, diavolul va încerca să-și să, 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 să bage coada, cum spunem noi, și să îi, îi uh, Învârt așa puțin. Vă dau un exemplu numai, exemplele sunt multe. Aș putea să vă dau exemplu clasic cu Petru, când are dificultatea să meargă, să intre în casa unui roman. Dar nu vă dau aia, știți care, știți care vă dau? Vă dau textul din Fapte 11. Fapte 11, mă uit și la ceas, Fapte 11 zice cu persecuția și cu, cu martirajul lui Ștefan, creștinii s-au împrăștiat. Și când s-au împrășteat, s-au dus care pe unde? Și s-au dus spre Antiohia, unii din ei. Și acum doctorul Luca face consemnarea și ca un doctor, care e atent la detalii și foarte atent la când scrie prescripția, ce doză și totul, tot, deci omul ăsta știe ce vorbește, zice, ăștia când mergeau, evrei împrășteați din Ierusalim, predicau Evanghelia, dar numai la iudei. Da? Foarte interesant. N-aveau treabă cu Greci, n-aveau treabă cu ciprioții, n-aveau treabă cu cel din Cirenaica, din nordul Africii, n-aveau treabă cu alte etnii. Zice, predicau numai la, la iudei. Deci, în mintea lor era o, o, o barieră greu de, de depășit. Era destul de greu de depășit. Și doctorul Luca zice, da, dar zice, totuși au fost unii dintre ei, care au vorbit și grecilor. Și vorbind grecilor în Antiohia s-au pus bazele unei comunități interetnice, adică multiculturale, foarte, foarte puternică. Și acolo găsim evrei, și acolo găsim ciprioți, și acolo găsim din nordul Africii, și acolo găsim greci, găsim din, din tot felul de, de etnii și... Comunitatea aceea devine o comunitate model pentru misiunea între Neamuri. De fapt, Apostolul Pavel va avea baza misionară acolo. Și de acolo va veni delegația pentru Consiliul de la Ierusalim și vor avea acea foarte importantă discuție. Deci, duhul acesta de unitate a caracterizat comunitatea, comunitatea primară. Apoi, al patrulea lucru, erau foarte generoși. Foarte generoși. Bucuria de a da. Zice, niciunul dintre ei nu spunea, mine. Așa, așa face copilul mic, nu? Noi avem nouă nepoți până acum și când vin mai mulți la un loc, nu mai trebuie să-i privești. Și toți trag de jucărie dar pe jos e plin de jucării, dar nu vrea nimeni jucăriile de jos, vrea jucăria din mâna lui ăla, unu. Și trag și ăla zice, mai și ăla zice, nu mai și uite, zice că nu-mi dă, dar peste tot în jur sunt numai jucării. Și trag de una. Pentru că e noțiunea asta și, gândirea asta a, a naturii Adamului vechi, de a, de a dori pentru el și de a, de a vrea pentru el. Ori aici, în comunitatea rusaliană, în comunitatea primară, zice, niciunul nu spunea că lucrurile le sunt ale lui. Zice, mi-au fost date. Ne-au fost date de Dumnezeu și vreau să binecuvântez pe alții. Și, dar nu vorbim că, hai, vrei o mentosană, uite, am o mentosană în plus. Nu vrei, sau am două două cămăși și una ți -o dau. Nu, îi zice, aveau un ogor, aveau proprietăți, aveau o avere, aveau și astea le împărțeau între ei și aveau grijă ca nimeni să nu, să nu ducă lipsă. Și când a venit foametea, tot în, în Antiohia avem consemnarea unei delegații profetice, cum avem noi când spunem că vine profetul Orb și vine așa, vin câte un grup și așa a venit unul Agab și a zis, vine foametea. Și frații au zis, păi dacă vine foametea, trebuie să avem grijă ca biserica să nu ducă lipsă și să-i ajutăm, să-i ajutăm pe toți frații și îi ajutăm pe cei de la Ierusalim. Cine a putea să spună, păi mă, dacă ei erau puțin mai deștepți, nu făceau, nu împrăștiau tot, nu dădeau tot, că dacă erau și evrei, trebuiau să mai investească, să mai cumpere stock market sau să facă ceva, să facă bani că evreu așa spune lucrezi și faci bani sau pui banii să facă bani și dar nu au fost așa au fost creștini mai mult decât evrei și au dăruit au vrut să dea foarte mult și au însărcinat pe Saul și pe Barnaba să strângă aceste ajutoare și zice Saul la un moment dat spune în 2 Corinteni capitolul 8 zice era, treceam prin biserici și acum treceam printr-o zonă numită Macedonia și era o zonă foarte săracă și nici n-am vrut să ne băgăm pe acolo să le vorbim de ajutoare. Dar zice, frații au auzit că ce facem noi și ne-au trimis vorba și au zis nu cumva să treceți pe lângă noi, să veniți, că vrem să participăm și noi, vrem să dăm și noi. Și Pavel a zis, dar ce să dați, mă, oameni, că n-aveți ce să dați, sunteți, sunteți săraci, o sărăcie lucie, sunteți lipiți pământului, n-aveți ce da. Nici nu venim la voi să facem colectă, știți cum vine câte unul și noi zicem, vezi că ești al patrulea luna asta și el zice, nu, nu, că nu vreau nimic. Și fratele Lazar zice, fratele, va sta acolo afară și nu te trezești că binecuvântarea Domnului este peste el acolo și el nici n-a cerut. Și ăștia din Macedonia au zis să nu faceți, să nu, să nu veniți pe la noi. Și zice Pavel, zice să vedeți ce, ce, ce uimire, ce lucru fantastic, zice. Din sărăcia lor, Lucie, au dat așa un belșug de binecuvântare. Dar care a fost secretul? O, zice, secretul a fost unul singur. Înainte de a da banii sau lucrurile cu care au ajutat, s-au dat. Pe ei înșiși, pe ei înșiși. Generozitatea. Al cincilea, erau semne supranaturale, semne divine, erau vindecări, erau eliberări, erau minuni. Așa se termină Marcu. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Atenție! Și ei s-au dus să propovăduiască și Domnul era cu ei și însoțea Evanghelia cu semne puteri și minuni. O, oh, stai puțin, deci nu semnele care stau peste ăla care stă în bancă și stă gură cască și se uită în sus. Nu, nu, nu. Semnele supranaturale vin peste aia care pleacă cu Evanghelia. Care pleacă în misiune, care pleacă să facă ucenici, care pleacă să slujească, care pleacă să împlinească cuvântul Domnului. Ăia care stau și nu fac nimic, peste aia nu vine niciun semn. Dar biserica primară avea aceste semne, aceste caracteristici, vindecări, eliberări, minuni. La un moment dat, când au vrut să-l să apostrofeze pe Petru și i-au tot spus să nu mai predice, cu, cu cât îi spuneau să nu predice, el predica și mai mult. Dar în popor se întâmplau minuni și semne și spune acolo că a venit din închisoare, a ieșit din închisoare și acum, când umbla printre oameni, spune doctorul Luca, puneau bolnavii, îi puneau, că zice, știau pe unde o să treacă Petru. Și măcar umbra lui, umbra lui să treacă. Ziceau, nu mai ajunge, păi ceva haine, ceva basmale, ceva lucruri, ceva obiecte atinse de ei. Că nu mai, nu mai avem acces, nu mai sunt așa de mulți, erau deja cu miile, se întorceau cu miile. Semnele supranaturale însoțesc Biserica Lui Hristos. Până în ziua de astăzi. Asta este credința noastră biblică. Nu că este o credință penticostală sau baptistă sau nu știu de care. Este credința biblică. Duhul Sfânt n-a plecat. Duhul Sfânt este tot aici și vrea să lucreze cu minuni, cu semne, cu, cu vindecări, cu eliberări, cu, cu tot felul de, de, de manifestări supranaturale ale Duhului Sfânt. Asta face ca să întărească Evanghelia care se predică. Dacă nu se predică acea evanghelie, Duhul Sfânt nu va face paradă din semne. Nu va face demonstrație, nu va face show cu, cu semne și cu carisme și cu lucruri supranaturale. Astea însoțesc doar slujitorul, doar misionarul, doar lucrătorul, doar cel care se duce și, cum spunea Sfântul Pavel, ziceam, am venit în mijlocul vostru și eram slab, eram uh, în, în, în slăbiciune, n-am venit cu înțelepciune, n-am venit să vă impresionez, n-am venit cu mesaje extraordinare. Dovada pe care o aveam era dată de Duhul și de putere în prima epistolă către Corinteni. Spune, asta e dovada pe care am avut-o. Era o dovadă dată de Duhul și de putere. Deci Duhul Sfânt în biserica primară făcea aceste semne și minuni. Și în biserica autentică a lui Hristos continuă să facă semne și minuni. Nu este deloc schimbat. Biblia nu s-a schimbat, învățătura nu s-a schimbat, lucrarea Duhului Sfânt nu s-a schimbat, prioritățile lui Dumnezeu nu s-au schimbat, dar, să fim foarte atenți, se manifestă în context evanghelistic sau în context misionar sau în context de slujire. Nu se manifestă ca un show, ca o demonstrație. Apoi, al șaselea, stăruința, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Era oameni ai scripturilor. Vă dau un singur exemplu timpul s-a dus fapte, capitolul 17, versetul 11 Tesalonic avuseseră probleme, v-am spus joia trecută despre asta acolo unde au zis ei ăștia au venit aici și-au întors lumea pe dos și um, au, au răscolit lumea, spune traducerea Cornilescu, în traducerea în limba engleză spune au întors lumea upside down au întors-o pe dos și um, Tare revoltați, tare supărați erau evreii aceia din sinagoga din Tesalonic. Și apoi uh, ei s-au dus într-o altă localitate în apropiere, în Berea. Și uh, doctorul Luca face o consemnare și spune, zice, oh, zice, să vă spun ceva despre cei din Berea. Aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic, pentru că, zice, studiau cuvântul tot ce li se spunea urmărea un cuvânt. Soacra mea a fost o femeie puternică în credință și în rugăciune, un om al lui Dumnezeu extraordinar, o, dar o femeie simplă. Și ani de zile s-a dus la biserica din sat, înainte de a se pocăi și îi spunea preotului, Domn Părinte, de unde ați predicat astăzi? Uite aici e Biblia. Unde scrie în Biblie? Arătați-mi, ce ați spus dumneavoastră astăzi în predică. Pentru câțiva ani buni, ea s-a dus în fiecare duminică cu Biblia și a zis: Vreau să văd, vreau să văd dacă ce spui dumneata este în Biblie. Și până la urmă, sigur că a ajuns la adunarea fraților și s-a întors la Dumnezeu și Dumnezeu a făcut din ea un, un profet puternic, dar oamenii. Aici este uh, paradoxul. Mulți spun despre penticostal că sunt uh, interesați numai de minuni, numai de semne, numai de manifestări, numai de emoții, numai de senzații, foarte greșit, neadevărat. Adevăratul penticostal, adevăratul uh, creștin este un om echilibrat, este un om cu balanță, este un om care pune accentul și pe rugăciune, pune accentul și pe cuvânt învățătură. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în cuvântul lui Dumnezeu. Erau oameni, ai cuvântului. Și ultimul, sigur că da, era evangelizarea sau, dacă vreți, facerea de ucenici. Am spus-o deja de atâtea ori aici, doar de trei ori în, în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, avem cuvântul creștin. Doar de trei ori. Și din alea trei ori, de două ori, e cu referință la ucenici. Dar cuvântul ucenic în Noul Testament apare de 269 de ori. Și asta a fost porunca Domnului. N-a zis numai mergeți, plimbați-vă, n-a zis numai mergeți, predicați, a spus mergeți și faceți ucenici, învățați -i. Dar învățați prin exemplu personal. Asta este noțiunea și, și sublinierea acolo. învățați prin exemplu personal, adică exact cum, cum ai învățat pe vremuri o meserie, că aveai un, un, un meșter, aveai, aveai, un maestru, aveai un maestru care spunea nu ți bine pensula, nu ți bine ciocanul, nu ți bine farfeca, nu ți bine forcepsul, indiferent că, uh, cu cine ai învățat. Cineva trebuia să te învețe și să spună, uite așa, Așa se face, așa se trăiește, așa se umblă, așa la bolnavi, așa la rugăciune, așa la evangelizare, așa în biserică, așa afară, așa e profeția, așa e vindecarea, așa e consilierea și se formau oamenii, se formau ucenicii. Ei, pentru, pentru biserica primară, lucrul ăsta era un, un must, era un, un lucru uh, obligatoriu, nu era opțional. Ne ridicăm la rugăciune, ne ridicăm în prezența Domnului și sigur că vorbim despre Duhul Sfânt, despre puterea de sus care. Și astăzi ne umple, și astăzi ne reumple, și astăzi ne împrospătează. De fapt, e singura putere care ne dă viață și ne dă har și ne dă putere să mergem mai departe. De multe ori, în firea asta, în omul ăsta, în ambalajul ăsta perisabil a ființei umane, a lui Adam te simți obosit, te simți neputincios, te simți vlăguit, te simți descurajat, te simți în multe feluri, dar vine Duhul Sfânt și spune lucrarea asta nu e a ta. Așa i-a zis odată lui Zorobabel. Zorobabel a fost cel care a venit primul cu valul de evrei din Babilon și împreună cu el au fost și alții, au fost pe lângă el marele preot Iosua, apoi pe acolo printre ruine și încercând să pună fundația pentru templu, erau doi mari profeți, era Hagai și cu Zaharia și samaritenii și tot băgau bețe în roate vreo, vreo 8-10 ani I-a blocat să construiască, până când Cirus a zis, nu, 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 adică Darius a, a aflat decretul și a zis, păi stai puțin, că s-a dat decret ăștia să meargă înapoi, să construiască și le-a dat din nou uh, autoritate și drept. Și mi-aduc aminte un moment din acesta critic, când Zorobabil era foarte descurajat, foarte amărit, foarte. Uh... Și nu știa cum, cum se va exprăvi și Domnul îl trimite pe Zaharia la el și zice, Zaharia zice, am avut o vedenie și în vedenia asta mi-a arătat Domnul doi măslin și mi-a arătat vasul cu un de lemn și mi-a arătat cum curge un de lemnul și mi-a arătat că, că seva, că energia, că Duhul Sfânt și a zis, Zorobabel, lucrul ăsta nu se va face prin puterea omenească, nu se va face prin banii oamenilor, nu se va face prin influența oamenilor. Lucrul ăsta se va face prin Duhul Sfânt. Întărește-te, îmbărbătează-te, du-te, nu te lăsa. Așa face Duhul Sfânt și astăzi cu biserica sa. Zice, nu e lucrarea voastră, e lucrarea lui Hristos. Și ce a zis Hristos, eu voi zidi biserica mea. Și și o zidește. Dar se folosește de, de vasele noastre de lut, de vasele noastre slabe. Această putere nemaipomenită, spune Sfântul Pavel, o avem în niște vase de lut. Dar trebuie să lăsăm pe Duhul Sfânt să, să lucreze și să ne stăpânească și să ne conducă viața. Să ne rugăm în direcția aceasta.